Război în Ucraina vineri, 25 martie 2022, ora 16 și 12 minute. Hotnews.ro. Ministerul rus al apărării a anunțat vineri al doilea bilanț, de la începutul războiului, în 24 februarie, cu pierderile suferite de armata Rusiei de la declanșarea a ceea ce Mosova numește operațiune specială. Tank rusesc cu protecție anti-javelin distrus de către ucraineni în Twitter. Conform Ministerului rus al apărării, 1351 de soldați ruși au murit luptând în Ucraina de la începutul a ceea ce Moscova numește o operațiune specială, iar 3825 au fost răniți, a informat vineri agenția de presă Interfax, SRIE. Ministerul rus al apărării a mai anunțat că Rusia își va continua operațiunile până când va atinge obiectivele stabilite de președintele Vladimir Putin, a transmis RIA. Primul bilanț al militarilor ruși morți și răniți în războiul declanșat de Vladimir Putin a fost anunțat de Ministerul Apărării din Rusia în 2 martie și indica 498 de militari ruși și aproape 1600 au fost răniți, de 10 ori mai puțin decât cifrele anunțate atunci de Ucraina. Armata Ucrainei, însă, a publicat zilnic bilanțuri cu pierderile care ar fi fost suferite de armata Rusiei, iar ultimul dintre acestea, transmis vineri, arată că în 30 de zile pierderile Rusiei ar fi peste 16.000 de soldați ruși uciși, răniți sau capturați, 561 de tancuri distruse, aproape 1625 de blindate, 115 avioane de luptă și 125 de elicoptere. Vezi și Ministerul rus al apărării, țintele primei faze ale operațiunii din Ucraina au fost îndeplinite, ne vom concentra pe eliberarea completă a Donbasului.